Capitolul 14 din cartea Epoca Întunecării. Să detronăm tirania voioșii, căci pretutindeni ochiul lui Dumnezeu vede lucrurile omenești și nimic nu îi se poate ascunde. Avagelasie, Patericul Egiptan. Dacă ai fi călătorit în marile orașe ale estului Imperiului, la Alexandria și Antiohia, în secolele 4 și 5, ai fi zărit încă înainte de a intra în oraș. În zori ieșeau din peșterile de pe dealuri și din grote, cu veșmintele negre fluturând, cu fețele palide din pricina foamei și cu ochii adânciți în orbite de la lipsa somnului. La cântatul cocoșilor, pe când orașul încă mai picotea, ei se adunau în mănăstirile de pe dealurile din împrejurim, alcătuind un cor sfânt, stând în picioare și ridicându-și mâinile către cer, în timp ce înălțau imnuri pline de evlavie. Impresia pe care o făceau era puternică, dar lugubră, cu figurile lor descărnate și cu respingerea ostentativă a opulenței și zarvei din viața urbană. O nouă și uimitor de bizară putere apăruse în lume. Era marele ev al monahilor. De când Antonie își începuse lupta cu demonii în deșert, o mulțime de oameni s-au înghesuit să-i urmeze pilda. Aceștia erau creștinii ideali, cei care se lepădau cu desăvârșire de toate plăcerile cărnii, duceau o viață plină de renunțări. Atât de mulți se adunaseră în jurul lui Antonie, încât deșertul era acum ca un adevărat oraș, însă unul foarte bizar. Nu găseai aici băi, nici banchete sau teatre. Obiceiurile acestor oameni erau întru totul ascetice. În Siria, Sfântul Simeon Stâlnicul a trăit pe coloană de piatră decenii întregi, până ce picioarele i-au cedat din pricina presiunii continue. Alți monahi își făceau veacul în caverne, grote, galerii săpate sub pământ sau în cocioabe. În secolul al XVIII-lea, un călător putea încă să mai vadă pe colinele din jurul Nilului mii de chilii săpate în stâncile de acolo. În asemenea viziuni locuiau monahii care duceau o viață de o asprime inimaginabilă, supraviețuind aproape fără hrană și bând apă din lucioare pe care le coborau cu funii în râu, când acesta se revărsa. Ce înseamnă să fii călugăr? Ce însemna să fii călugăr în acea vreme? În secolele 4 și 5, deja vechea tradiție a monachismului era încă la vârsta copilăriei, iar doctrina ei se afla în plin proces de formare, dând o astfel de stranie și încă necodificată existență, ducând. Monahii reveneau mereu la înțelepciunea predecesorilor faimoși pentru a învăța cum să trăiască. Colecțiile de apoftegme monastice proliferau. Felurite îndrumare de viață erau acum întocmite, dar foarte îndepărtate de cel al lui Ovidiu. Ce este un monah? Acela este monah, scria unul dintre ei, care își face silă lui întru toate. Monahul este o steneală, spunea un altul. Cum ar trebui să trăiască un astfel de om? Și a zis bătrânul, iarbă mănâncă, cu iarbă te îmbracă, pe iarbă te culcă, adică pe toate ale de făima. Atleții austerității își mortificau carnea în sute de feluri, de mii de ori pe zi. Un călugăr, se spunea, a petrecut o noapte întreagă într-un morman de mărăcini. Un altul a ținut o piatră în gură vreme de 3 ani pentru a deprinde virtutea tăcerii. Unii nostalnici față de torturile vechilor persecuții se înfășurau în lanțuri și le purtau zornăind pe unde mergeau. Această cetate monastică trăia, disprețuind cu totul, modul de viață roman. Dacă poți judeca un imperiu potrivit însușirilor sale, atunci imperiul roman era unul care adora viața urbană. În limba latină, urbanus avea ca sens de bază pe cel de locuitor al unui oraș, dar ca descendentul său din limba engleză, urbanus mai avea și înțelesul de cultivat, curtenitor, spiritual, urban. Termenul de urbanitas însemna rafinament,
Oamenii din Imperiu erau foarte mândri de orașele lor. Un cetățean bogat din Antiohia era atât de entuziasmat încât și-a acoperit pardoseala casei cu mozaicuri care zugrăveau cele mai frumoase clădiri publice ale orașului. Un manual oratoric din veacul al doilea dădea sfaturi despre cum trebuie alcătuit o cuvântare funebră. În lista celor 40 de calități care trebuie menționate despre decedat, al doilea era orașul natal. Apoi era urmat de enumerarea cetățenilor importanți ai acestei cetăți, urmau înfăptuirile sale în serviciu public, virtuți ca înțelepciune sau moderație, erau mult mai la urmă după punctele cele de sus. Pietatea era așezată și mai jos, o virtute de rangul al treilea. Cei înstăriți se întreceau în a cheltui bani pentru binele public al orașului, pavând drumuri, clădind teatre din piatră și temple cât mai înalte pentru zei. Filantropia era un termen pe care epocile următoare l-au dat unei asemenea purtări. Imperiul Roman nu ezita să spună lucrurilor pe nume, după cum menționau sec inscripțiile de pe astfel de edificii. Binefăcătorii plătiseră pentru construirea lor din motive de filotimia, dragostea de onoruri. Giganticele pietre ale unui teatru sau apeduct, având gravat numele tău pe ele, făceau o impresie mult mai puternică decât orice monument sau piatră funerară, fiind și utile pentru societate. De aceea nu este deloc surprinzător că oamenii din mediul urban găseau acest mod de viață care repudia civilizația demn de batjocură și dezgustător. Pentru oratorul grec Libanius, călugării erau pur și simplu nebuni, haite care se pripășesc prin caverne strâmte și apoi pretind că stau la palavre cu creatorul universului pe coclauri. Posturile lor erau basme, spunea el. Acești oameni nu flămânzeau deloc. Nu e adevărat că nu mâncau, doar că nu se hrăneau cu propria mâncare. Pe când nimeni nu băga de seamă, ei se furișeau în temple și șterpeleau de acolo jertfele păcătoase cu care se îndopau. Departe de a fi așeți, ei erau pilde ale cumpătării doar cât să-și înșele veșmintele. Atacurile lor nelegiuite și tâlhărești asupra templelor nu erau izvorâte din pietate, ci din pură lăcomie și foame. Ei pretind că doar nimicesc templele, dar de fapt aceste atacuri sunt o sursă de câștig, pentru că după ce nevălesc nu doar asupra sanctuarelor, ci și asupra caselor particulare, aceștia pleacă încărcați de lucruri din locurile pe care le-au devastat și cu mâncare. Poate că era mai mult decât un strop de snobism într-un asemenea dispreț, dat fiind că majoritatea celor care se retrăgeau pe dealuri erau săraci și necultivați. Unii erau chiar sclavi, spre indignarea stăpânilor creștini. Nietzsche și Engels vor considera creștinismul și valorile sale drept sclavie și morală de sclav, dar dacă lucrurile stau așa, nimeni nu le-a spus-o și celor mai puternici creștini din perioada respectivă nu aveau nimic în comun cu asemenea idei revoluționare ca emanciparea sclavilor. Departe de a încuraja eliberarea sclavilor creștini, ierarhii manifestau o atitudine foarte dură față de oricine încerca să se izbovească de sclavia vremenică și să dispară în deșert în căutarea unei sclavii mai cerești. Când un ierarh i-a sfătuit pe sclav să își părăsească stăpânii și să devină așeți, biserica s-a îngrozit și l-a excomunicat prompt. Un canon al Sfinților Apostoli proclama foarte respicat că nu este posibil ca un sclav să-i se permită acest lucru, deoarece ar aduce mâhnire stăpânului său, fiind și un act care subminează societatea. Împărăția cerilor cântărea destul de mult. În veacul al IV-lea apare și un sfânt responsabil cu găsirea sclavilor care fugeau de la stăpâni, Sfântul Teodor. Dacă dormeai în apropierea mormântului acestui sfânt, se spunea, el ți se va arăta în vis și îți va dezvălui unde se ascunse sclavul recalcitrant. Călugurii aveau nevoie de pustiu, fiindcă o știau foarte bine, acesta era locul unde roiau demonii care își făceau aici lașul. Acolo unde se sfârșea orașul și începeau marele pustietăți, era locul în care creaturile lui Satan mișunau în voie, lovind și bântuind după bunul plac. Un călugăr în afara pustiului era potrivit lui Antonie, idoloma unui pește pe uscat. Luptele călugărilor cu dracii nu erau atât bătălii adevărate cât dueluri.
Din acest motiv, călugării nu agreau prezența altora. În anul acesta nu mă voi întâlni cu nimeni, spunea unul. Astea de țeluri nu erau mereu lesne de îndeplinit. În nesfârșita solitudine a deșertului, monahii se autoflagelau, se luptau și bolboroseau. Singurătatea îi măcina precum foamea. Locurile în care sălășuiau aveau menirea să îi înfricoșeze mai mult decât ar fi putut o face orice altă formă de sălbăticie. Un călugăr spunea că a plâns atât de mult încât și voiul lacrimilor i-a scăpat o gură, i-a săpat o gaură la piept. O dovadă a virtuții, remarcau cu admirație alți călugări. Perspectiva modernă tinde spre niște diagnostice mai clinice, deși anacronice. Mulți dintre acești oameni suferau de o depresie profundă. Înfometarea era una dintre cele mai populare forme de mortificare monastică. Nu era nevoie de niciun echipament special, dar era foarte nevoie de îndurat. Un monah a postit o zi întreagă, apoi a mâncat doi pesmeți. Un altul a trăit de la vârsta de 27 de ani până la 30, numai cu rădăcini și ierburi sălbatice. Apoi, în următorii 4 ani, cu o pâine de orz mică și câteva ierburi pe zi. A simțit că ochii se încetoșează, în vreme ce pielea îi se făcuse aspră ca piatra pons. A mai adăugat un pic de ulei dietei sale, apoi a continuat așa până la 60 de ani, spre admirația confraților monahi. Au mai existat și înainte exemple de ascetism, dar cel de acum întrecea orice închipuire. Alții, asemenea dobitoacelor, trăiau mergând în patru labe, smulgând și urmegând iarba ca necuvântătoarele. Lipsa hranei era întrucâtva utilă. Un monah lihnit de foame nu prea era supărat de diavolul desfrânării sau de cel al mâniei, cum se întâmpla cu unul care avea burdihanul plin. Un trup aflat în nevoie este un cal îmblânzit, spunea unul dintre ei. Totuși, gândurile la mâncare devenise o obsesie pentru acești oameni. Interpretarea lor despre căderea în păcat și mărul Evei nu era văzută ca o reprezentare simbolică a ispitei sexuale, ci în mod foarte concret, mărul era un simplu măr. Ierarhia nevoilor formulată de Maslow se aplică foarte bine trupului călugăresc. Monahii își torturau trupurile atât prin ceea ce puneau în acestea, cât și pe acestea. Unii purtau frunze de palmier împletite în loc de țesături afinate. Obiceiul de a purta postav călugăresc era văzut în această lume extremă ca o apucătură de filfizon. Alții, sub dogoritorul soare al deșertului, își schingiuiau pielea cu haine abrazive din păr de animal. Un altul se înveșmântase cu un extravagant costum din piele. Acesta va avea în epoca modernă alte conotații, care lăsa doar nasul și gura liberă. Pentru a fi plăcute domnului, veșmintele monacului trebuiau să fie o ofensă adusă gustul estetic. O asemenea haină urma să fie roasă de moli, nici de cum cochetă, uzată, nici de cum nouă, cârpită iar și iar, orice numai fără vanitate. Se spunea că veșmintele monacului trebuie să arate în asemenea hal încât, dacă ar fi lepădate în afara chiliei sale vreme de 3 zile, nimeni să nu-și dorească să le fure. Sacrificiul de sine al monahilor era mai presus de orice îndoială. Duhoarea lor trebuie însă să fi fost indescriptibilă. Dacă cele de mai sus sună ca o viață trăită la limita sănătății mentale, chiar așa stăteau lucrurile. În căldura mistuitoare a pustiului, realitatea se topea, pâlpâia și se subția. Un monah a văzut un dragon într-un lac, un altul a măcelărit un vasilisc, altul a văzut pe diavol stând la fereastra lui, demonii se iveau, apoi se risipeau ca fumul, călugării care se rugau intens se preschimbau în flăcări, un altul a observat cum degetele unui confrate care se ruga s-au preschimbat în lămpi luminoase, roagă-te din toată inima și vei deveni și tu văpaie. Demonii roiau în jurul călugărilor ca muștele peste mâncare. Un monah era bântuit de coșmaruri în care leșuri putrede plesneau, despicându-se în timp ce fermentau. Singuri, vreme de săptămâni întregi în chiliile lor, având ca hrană doar pâine învechită și tare, alături de un opaiț la care să se uite, călugurii erau torturați de halucinații sexuale, culinare sau în care apăreau
tinerei. Unii și-au pierdut mințile dacă vor fi fost vreodată în posesia lor. Când Apollo din Schetis, un păstor care a devenit mai târziu monah, a văzut o femeie însărcinată pe câmp și a zis: mi-ar plăcea să văd cum șade pruncul în pântecele ei. Apoi a despicat burta femeii și a privit fetusul. Copilul și mama lui au murit. Motivele unor asemenea practici aberante sunt dificil de identificat. O teorie spune că stăpânirea creștină a Imperiului, deși a adus numeroase beneficii, a generat și pierderi însemnate, precum imposibilitatea martiriului. Guvernatorii romani erau creștini și ei, văduviți de putința de a sucomba într-un spectacol îngrozitor, glorios și purificator de păcat, acești oameni au ales să se martirizeze singuri, lent, agonizant, schingiuindu-și carnea oră de oră, tot mai mult, an de an, înăbușindu-și câte puțin dorințele. Asemenea, practici au fost numite martiriu alb. Monahii mureau zilnic în speranța că într-o zi, după ce vor muri, vor ajunge să trăiască. Amintește-ți mereu de ziua morții, suna sfatul unuia. Adu-ți aminte și de așezarea cea acum în iad. Gândește-te cum sunt acolo sufletele în care cumplita tăcere, în care amar suspin și în cât de mare frică și înfiorare și așteptare stau ele acolo. O stare îndeajuns de îngrositoare. Dar monacul nostru nu a sfârșit încă. El își încheie încurajatoarea listă astfel: focul cel veșnic, viermele cel neadormit, tartarul, întunericul, scrâșnirea dinților, fricile și pedepsele. Călugării istoriseau povestiri înfiorătoare despre cât de important era să nu cedezi impulsurilor trupești. O parabolă foarte vie ne povestește ce s-a petrecut cu un monah neascultător pe nume Heron. Istoria se deschide cu Heron al nostru, care în loc să-și petreacă vremea plângându-și păcatele în chilie, se distrează prin casele de toleranță din oraș, dar și pe la teatre, curse și taverne. Într-una din acestea, moleșit de mâncarea și băutura din belșug, întâlnește o actriță, se îndrăgostește de ea, se cufundă în mocirna dorinței trupești și face sex cu ea. Faptul a fost consumat, după cum se istorisește, cu deosebită satisfacție, spre vătămarea aceluia care s-a trezit cu o pustulă pe mădularul bărbătesc și s-a îmbolnăvit atât de rău că după 6 luni părțile genitale i-au putrezit și au căzut singure. O lecție pentru noi toți. Carpe diem, proclama Horațiu, mănâncă, bea, veselește-te, pentru că mâine vei fi mort pentru veșnicie. Călugării însă vedeau lucrurile altfel. Muri astăzi și poate vei trăi veșnic. Era un mod de viață dominat de o neîncetată spaimă de sfârșit. Adu-ți aminte întotdeauna de ieșirea ta din trup și nu uita judecata cea veșnică, se reamintea în mod obișnuit. Când un frate a început să râdă în timpul mesei, a fost imediat apostrofat de un tovarăș. Ce are acest frate în sufletul lui de a râs, trebuind mai degrabă să plângă? Cum se cădea să trăiască cineva în această lume nouă și austeră, învinuindu-se neîncetat pe sine însuși, spunea un alt monah: mă acuz și mă cer pe mine tot timpul. Stai în chilia ta, recomanda alt călugă, și tinguiește-te pentru păcatele tale. O tendință de izolaționism a început să-și facă apariția și în viața pioasă citadină. În scrierile lui Ioan Crisostom, relațiile cu femeile de orice condiție erau ceva foarte blamabil și de evitat cu orice preț. Dacă întâlnim o femeie la piață, spunea Crisostom comunității sale solicitând complicitatea turmei sale prin utilizarea persoanei a doua plural, atunci suntem deja tulburați. Dorința era ceva care izbunea foarte ușor. Femeile care stârneau astfel de văpăi bărbaților nu urmau să fie seduse așa cum le sedusese Ovidiu, ci ocolite, disprețuite și denigrate în scrieri care dovedeau că se făceau vinovate pentru pofta nutrită de bărbat. Într-o asemenea atmosferă, un grup de femei cochete care purtau părul tuns, scurt, nu erau lăudate ca frumuse, ci înfierate ca procesiune de târfe. Dezaprobarea clericilor era întărită uneori de lege. Festivalurile păgâne cu dansul și veselia lor exuberante erau interzise. Creștinii au bombănit decenii la rând împotriva lor. Constantin însuși disprețuia și a zisele festivaluri religioase ale necredincioșilor păgâni, precum și
destrăbălările bahice. Lăsați să se creadă că nu vă e gândul decât la jertfa pe care o aduceți, ca să vă puteți face mai lesne robi plăcerilor. În anul 356, la puțină vreme după ce împăratul Constantin proclamase că nici unui om nu-i va fi refuzată de plină toleranță, pedepsa cu moartea era instituită pentru cei care aduceau sacrificii zeilor vechi. În 407, anticele festivaluri pline de voioșie au fost interzise. Nu va fi îngăduit nimănui să țină banchete și petreceri în cinsta riturilor hulitoare, prin cimitire sau să împlinească vreo ceremonie. Dacă o persoană recunoștea că era responsabilă cu organizarea unui festival păgân, spunea legea, va fi de îndată executată. Ioan Crisostom consemna declinul acestora subliniind și jubilând. Tradiția păcătoasă a înaintașilor noștri te-a fost nimicită. Vechile datini dezrădăcinate, tirania voioșii și blestematele sărbători s-au risipit ca fumul. Astfel de legi erau mai ușor de emis decât de respectat. Cum ar fi putut ști creștinii ce se petrece în spatele ușilor închise? Într-una dintre predicele lui infame, Crisostom a venit cu o soluție. Membrii comunității creștine să se spioneze unii pe alții. Era necesar să-i supravegheze pe alți membri ai comunității, pe cei mai păcătoși, iar când vorbim despre păcătoși, ne referim la cei care îndrăzneau să meargă la teatru. Atunci când îi surprindeau, era obligat să-i raporteze episcopului. Privirea unui bun informator creștin putea pătrunde peste tot, chiar în casele oamenilor. Să fim curioși și să îi căutăm pe cei care au căzut în păcate, sfătuia el într-o predică prin care îi încuraja pe creștini să-i vâneze pe aceia care se abăteau de la morala creștină, chiar dacă trebuie să intrăm în casa celor căzuți, să nu ne dăm înapoi de la aceasta. Deși turmele păstoriților săi se simțeau stânjenite de asemenea intruziuni în viața privată a altora, ei erau asigurați din nou că nu vătămau cu nimic pe nimeni, ci dimpotrivă făceau un bine. Cei care refuzau invitația erau suspectați că ar fi ei înșiși vinovați, atât în lumea asta cât și în cea viitoare. O altă analogie crisostomică, foarte sugestivă, venea să lămurească definitiv chestiunea. Într-o casă, dacă unul dintre slujitori este prins furând aur sau argint, nu este pedepsit numai hoțul, ci și complicii lui, precum și toți cei care nu l-au părât. În același fel, dacă un creștin îl vedea pe altul mergând la teatru sau, cum spunea el, în locașul diavolului și păstrată cera, urma să fie pedepsit de Dumnezeu și de el. Așa ceva îi provoca durere lui Crisostom, precum mărturisea el însuși, dar nu va cruța pe nimeni de la cele mai cumplite pedepse. A zvâna proprii semeni nu însemna a le face rău. Dimpotrivă, reamintea Crisostom, însemna a-i mântui. A întoarce un suflet de la păcat era cea mai însemnată faptă bună pe care o putea săvârși un creștin, mai presus de poți sau de hrănirea sărmanilor. Într-o poză incandescentă, Crisostom își motiva comunitatea astfel. Să ne luăm nevestele, copiii și slugile, vă puteți închipui privirea scânteitoare a celor ochi și să pornim la vânătoare după aceștia, să-i smulgem din lanțurile diavolului pe acești oameni înrobiți voinței sale. În manualul de retorică lui Teon, sofistul căruia îi se datorează acest paragraf, întreaga listă este fascinantă, mai ales la punctul 2, la capitolul calități fizice, unde autorul laudă temperamentul vulcanic și capacitatea de a nutri sentimente adânci pentru cei răposați și firește sentimentul profund al vorbitorului. Existența călugurilor din deșertul egiptean era totuși destul de lumească atunci când scriitorul William Dalrymple a călătorit la mănăstirea Sfântul Antonie, o vizită menționată în minunata sa carte From the Holy Mountain. La micul dejun, un frate i-a arătat cele două turnuri ale abației, spunându-i următoarele. În iunie 1987, la miezul nopții, părintele nostru Antonie s-a arătat acolo, plutind pe un nor de lumină strălucitoare. Ai văzut? L-a întrebat. Nu, a răspuns monahul. Abia de-l zăresc pe stareț când stau lângă el la cină.